Potrivit proiectului, măsura arestului sever se va putea lua dacă din probe există suspiciunea că acesta a înfăptuit infracțiune intenționată contra vieții, o infracțiune care a dus la vătămarea corporală sau moartea unei persoane, o infracțiune contra securității naționale, de trafic de stupefiante, de arme, de persoane, acte de terorism, de viol, lipsire de libertate, ultraj, ultraj judiciar și orice altă infracțiune care este pedepsită cu 10 ani de închisoare sau mai mult și se constată că privarea de libertate este necesară pentru înlăturarea unei stări de pericol concret pentru ordinea publică. Șerban Nicolae a depus în acest sens o inițiativă legislativă de modificare a codului de procedură penală care se află în consultare publică pe site-ul Senatului. Proiectul mai prevede că inculpatul asupra căruia s-a dispus una dintre aceste măsuri preventive nu va fi încătușat în nicio împrejurare, cu excepția celor cercetați pentru infracțiuni comise prin acte de violență, a celor care s-au sustras urmăririi penale, precum și inculpaților care s-au opus măsurii dispuse.